Bună ziua, sunt Mirela Pascal și o am astăzi alături de mine pe doamna Nicoleta Bercaru, consilier județean PSD. Bună ziua, bine ați revenit după multă vreme la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Cu drag. Doamna Bercaru, s-au liniștit oarecum treburile în PSD? Am așteptat cu toții și cred că mai ales dumneavoastră, cei din PSD, candidații la alegeri. Cum vedeți propunerile, desemnările sau nominalizările? Aș putea sau mi-aș fi plăcut să numesc nominalizările colegilor mei. Dar probabil că de la momentul în care au fost anunțați, domnii au și adeziuni la partid, pentru că este important asta. Vom vedea, sperăm să nu fie dezamăgiri la peste 2 luni, când vor fi alegerile. Despre domnul Grasa, ce să vă spun, numai de bine, în sensul că pe dumnealui îl știu din primul meu mandat de consilier județean, când a existat o colaborare foarte bună a domniei sale cu domnul președinte de la momentul acela, domnul Suțuianu, și a avut domnia sa sprijinul domnului deputat actual, deputat, domnul Suțuianu, și au făcut lucruri bune. În calitate de manager, că a fost manager la spitalul... Da, el a fost manager, da, la spital, și pe parcursul anilor respectivi au făcut treabă bună împreună. Și la conferința pe care am ascultat-o acum 2 zile, am înțeles de la domnul Grasa că își dorește foarte tare să pună accentul pe sănătatea populației din Constanța, făcând referire la infrastructura din punct de vedere medical a județului. Au fost începute niște lucruri în perioada 2016-2020. Eu vreau să cred că își dorește să se întoarcă în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, o surpriză pentru noi toți, adică chiar nu ne așteptam noi la această propunere, să se întoarcă și să continue ce a lăsat în urmă în perioada la care am făcut referire. Se întoarcă cine? Domnul Grasa să se întoarcă pe poziție de putere să poată să continue niște proiecte. Asta vreau să cred. Acum, dumnealui trebuie să fie conștient că județul nostru nu înseamnă numai spitale și nu înseamnă numai persoane bolnave, și deci nevoile sunt multiple. Adică sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute de la zero și proiecte care trebuie continuate. Să ne gândim că în actualul mandat, care se încheie în 8 luni de zile, al domnului actual președinte, domnul Lupu, s-au pierdut foarte mulți bani, foarte mulți bani aduși în anii trecuți, în mandatul trecut. Păcat. Dar întrebarea mea este de când este domnul Grasa în PSD? Că, ok, domnul Stroia a spus în conferință că de zeci de ani e membru PSD. Eu poate, na, nu am auzit eu, dar dumneavoastră fiind membru PSD de atâta timp, știați că domnul Grasa... Nu știu dacă este membru cu adeziune, dacă este sau dacă a fost simpatizant, nu știu. Am spus la începutul discuției noastre, vreau să cred că acum măcar ori li s-a scos de la naftalină celor doi domni adeziunea, ori măcar au semnat-o, dar înainte sau după conferința respectivă. Eu stau și mă gândesc, pentru că domnul Stroie spunea tot timpul că va desemna acei oameni sau vor candida acei oameni care au făcut ceva pentru partid, care și-au arătat implicarea pentru partid atâta timp, care au mers pe teren, care, mă rog, au strâns semnături, sau ce trebuie să facă un om activ, un politician activ pentru partid. Și de aceea am stat așa și ne-am gândit, măi, dar domnul Grasa, în afară de faptul că nu am știut că a fost în PSD, ce a făcut pentru PSD față de alții care chiar îi vedem aproape zilnic și nu doar în campanie, îi vedem tot timpul. La întrebarea aceasta, ce au făcut cei doi pentru partid, nu pot să vă răspundă decât domnul Stroie. Păi iar, da, dar nu prea răspunde asta. Iar legat de candidaturile anunțate, pentru că au fost anunțați mai mulți candidați, de mai multe ori s-a ieșit pe surse, că și noi tot pe surse am tot aflat, cred că cel mai corect era ca domnul Stroie, care este președintele partidului,
din 2015 să își asume să candideze la Consiliul Județean. Pentru că nu e foarte departe anul 2020, când fix înainte de depunerea listelor, domnul Stroie și-a manifestat dorința de a candida în calitate de, pentru președinția Consiliului Județean. Și deși toată lumea știa că va candida domnul Tuțuianu și la partid se făcuseră demersurile. Și votase în birou politic, sigur, nu candidatura în nominalizarea lui Tuțuianu, deși domnul Stroie a spus că nu fusese votat în partidul politic domnul Tuțuianu. Deci domnul Tuțuianu a fost validat, a fost votat cu vreo 3 săptămâni înainte de momentul la care facem. Păi erau și afișe. Sigur că da, deci nu avea cum să-și pună afișele fără știrea partidului, nu? Așa, și a fost validat odată cu primarii, cu 3 săptămâni înainte de momentul la care facem referire. Într-o vineri, domnul președinte Stroie a hotărât că dumnealui dorește să candideze, a zis că are susținerea primarilor, cred că e de notorietate reacția mea de la momentul respectiv, că nu am fost de acord, mi s-a părut total incorrect, nu că n-am fost eu de acord să candideze domnul Stroie. Modalitatea de abordare, de lucru, adică toată lumea știa că va munci pentru candidatul Tuțuianu și pe bună dreptate, în sensul că era un om care era la președinția Consiliului Județean, era apreciat și de partid și de populația județului, făcuse treabă, începuse niște proiecte pe care nu trebuia decât să le ducă mai departe. Drept dovadă, spuneam mai devreme, că au rămas proiecte în aer, au fost distruse efectiv proiecte sau s-au pierdut bani europeni. Lucru foarte, foarte grav în perioada de după domnul Tuțuianu. Deci, revenind, consider că domnul Stroie, dacă și-a dorit în 2020, în 4 ani care au urmat, trebuia să se pregătească și sufletește și moral și din toate punctele de vedere și să candideze acum și să ne reprezinte, pentru că noi la asta ne-am așteptat. Eu personal am zis că se tot întârzie această nominalizare și că la un moment dat va ieși domnul Stroie și va spune: dom'le, eu mi-asum să candidez la... Bine, noi ne-am gândit că inițial întârzie cu nominalizarea pentru că așteptau să vadă cu cine este PNL-ul, clar. Și probabil că se așteptau sau nu se așteptau când au văzut că au ieșit cu Florin Mitroi, atunci au stricat cumva. Doamna Pascal, dar eu cred că în calitate de cel mai puternic om de la vârful partidului la nivel de județ, ești senator, ești un om cu notorietate atât în partid cât și la nivel de județ. Senator, da? Așa. Eu cred că trebuia să aibă, să-și asume, încă o dată spun, domnul Stroie să conștientizeze și eu cred că toți erau conștienți de faptul că și PNL-ul va scoate cei mai buni din pălărie. Adică, da? N-au considerat că e președintele partidului lor, l-au considerat pe domnul Mitroi, acum pe bună dreptate. Mitroi este un bun administrator al localității, da, sunt foarte mulți constanțeni care migrează. Și notorietatea mai mare până la urmă. Da, dar domnul Stroie trebuia să iasă, cu atât mai mult acum, dacă mă întrebați, cu atât mai mult cred că domnul Stroie ar fi trebuit să se gândească: domnule, a ieșit unul foarte bun, trebuie să iasă unul foarte bun, adică eu. Da. Așa văd eu lucrurile. I-a fost frică sau de ce? De un eșec? Pentru că, trebuie să fim sinceri, ar putea să aibă din nou eșec, chiar dacă e candidat sau nu e candidat. Știți, e cam fotbal. Cel care manageriază o echipă, da, care pierde, în clipa 2 știe că pleacă. Da? Vorbim de fotbalul la nivel înalt, nu de pe terenul din fața școlii. Și atunci, în 2020, trebuie să fim raționali și corecți, PSD a pierdut. Vă spune un membru de partid, eu sunt în partidul ăsta din 2008, adică nu de foarte mult timp, dar nici de puțin. Și știu așa că în momentul în care intram în sediul de partid, era acolo o hartă mare a județului, foarte frumoasă, era roșie. Erau câteva punctulețe galbene. Da? Da. Și era pentru noi o mândrie. Da?
Din 2020 încoace, harta și-a schimbat culoarea. A devenit galbenă cu câteva punctulețe roșii. Din păcate, din nefericire, toți suntem triști pentru ce s-a întâmplat în 2020. Adică s-a pierdut rușinos. Asta este situația. Am auzit la conferința, ultima conferință, că domnul Struia a spus că și-a asumat dându-și demisia de la Raja. Nu, aia nu a fost o asumare. Adică asumarea însemna să pleci de la vârful partidului. Bun, a considerat că trebuie să ducă mai departe partidul în greul acesta, că 4 ani n-au fost foarte simpli, și acum trebuia să arate ce a reușit să facă în acești 4 ani. Asta trebuia să facă, să ne arate, uite domnule, am ridicat din 2020 când am pierdut, acum în 2024 recâștig județul, recâștigăm județul, cu mine la vârf am muncit, haideți băieți să facem treabă. Dar trebuia să facă treabă în vârful piramidei. Bun, dar eu nu înțeleg de ce este susținut atât de tare de Marcel Ciolacu. Până la urmă că Marcel Ciolacu și să fie orb și tot ar fi văzut ce se întâmplă în PSD Constanța. Eu cred că domnul președinte Ciolacu a ținut cont probabil de doleanța membrilor de partid la momentul 2020 și mă gândesc, nu știu discuții la nivel înalt, dar mă gândesc că poate dumnealui a crezut că lucrurile se pot redresa. Acum eu nu știu, vom vedea peste 2 luni, nu știu să vă spun. Cert este că partidul s-a ridicat foarte mult sub domnul Ciolacu. Ce se întâmplă la Constanța, vede toată lumea. La PSD Constanța, că la asta mă refer eu acum. Mulți spun și pe bună dreptate că este un blat între PSD și PNL. Eu refuz să cred așa ceva. În ce sens blat? Păi atâta timp cât vii cu un candidat, da, despre care, ok, este un om profesionist, un doctor recunoscut, dar... Păi, nu știm dacă nu era mai simplu. Nu, eu știți de ce contrazic părerea dumneavoastră? Așa cum la București s-au căutat cele mai bune variante de candidați comun. Păi cred că s-a adoptat aceeași strategie ca la București. Păi da, da, acolo s-a mers pe candidat comun. Aici se merge păi, pe candidați separați. Comun, dar mai... Da, candidat comun. Da, nu știu ce să zic. Adică cred că era mai ușor să ne asumăm candidatura comună decât, adică alianța efectiv, da, decât să vorbim despre blat. Nu cred că este vorba despre un blat. Nu cred că este vorba despre un blat. Adică nu cred eu că e vorba despre un blat. Adică refuz să cred că noi am fi în stare să cedăm locul în felul ăsta. Mai bine mă pui să muncesc pentru că sus acolo la nivel de țară, există această alianță, nu este nicio rușine, s-a considerat că este cea mai bună variantă, cu toții vedem că lucrurile merg în ultima perioadă, vom vedea ce va fi până la finalul anului. Da, dar ați văzut că în ultima perioadă, și vă dau și exemple, la Valul, la Murfatlar, organizațiile PSD au trecut la PNL să-l susțină pe Mitroi. Păi, aici vedeți? Și asta după ce s-au anunțat candidații la primărie și la Consiliul Județean. Păi, aici încă o dată vin și întreb. Aici trebuie întrebat domnul președinte Stroie, nu Bercaru, că eu sunt prea păi, mică ca nu, să am răspuns adevărat, asta. Că nu trebuie să-mi răspunzi noastră numele domnului Stroie. Care e punctul dumneavoastră da. De vedere? Că până la urmă domnul Stroie e șeful dumneavoastră la nivel de partid. Este, dar nici nu m-a întrebat ce părere am despre candidații cu pricina, nici despre lista de la consilieri județeni sau locali, deși suntem consilieri județeni și poate că ar fi trebuit să fim aduși la masă la un moment dat și acum vorbesc la plural pentru că sunt mulți în situația de a nu fi fost băgați în seamă mult timp, așa. Deci cu atât mai mult nu știm noi, repet, noi am aflat din presă, eu din presă am aflat că la Valu a trecut organizația, acolo este o problemă, doamna Matichescu era responsabil pe Valu, da? Adică chiar nu știu și este o mare semn de întrebare să-ți plece înainte de campanie o organizație întreagă care... Nu-i puțin lucru ăsta pentru un partid. Chiar nu este puțin lucru. Deci, pentru toate lucrurile astea, cred că domnul președinte Struie trebuie să răspundă. Și vă răspunde. Eu sunt convinsă că va răspunde la întrebările astea. Păi probabil că după alegerile locale. Cred, sper, nu știu. Nu știu ce să zic. Pentru că fiecare dintre noi răspunde la un moment dat. Mai aproape sau mai departe de momentul cu Buba, trebuie să răspunzi. Undeva, cândva, trebuie să răspunzi.